Iarna este frumoasă, peisajele cu zăpadă sunt mirifice, dar problemele apar uneori atunci când pornești la drum cu mașina. Orice automobil poate fi curățat de zăpadă în maximum 2-3 minute, susține pilotul de raliu Alexandru Filip. Cum se dezăpezește corect o mașină și ce nu trebuie să-ți lipsească din portbagaj. În mașină am o perie, o mătură de fapt, cu care în primul și în primul rând dăm jos zăpada de pe plafon. Începem dezăpezirea mașinii de sus în jos, evident. Plafon, capotă, parbriz, lunetă, geamuri laterale. După ceas, mai mult de 2 minute nu ne poate lua să dezăpezim mașina. Dacă nu avem mănuși, dacă afară bate vântul puternic, nu avem glugă și așa mai departe, nu suntem pregătiți, fără discuție că dezăpezirea și automat pornitul la drum devine un calvar. Dar în momentul în care ne pregătim pentru iarnă, coborâm la mașină cu o geacă, cu glugă, avem mănuși, avem o mătură, avem o perie, ne ajută să dezghețăm absolut toată suprafața vitrată a mașinii și nu trebuie să folosim permisul de conducere, un card bancar sau vreo carcasă de CD uitată prin torpedou ca să cârșcâim ca niște șoricei așa geamul. Nu recomand să ținem motorul mai mult de 2 minute pentru că pe lângă toată povestea asta cu poluarea trebuie să ne gândim și la faptul că de fapt noi provocăm această poluare. Am vecini, spre exemplu, care lasă mașina și câte jumătate de oră pornită în fața casei. Asta înseamnă probabil jumătate de litru aruncat pur și simplu în natură, doar pentru a ne urca într-o mașină care are deja 20 de grade, ceea ce nu mi se pare ok. Deja la peste 2 minute mașina și-a făcut toate ciclurile, cutia de viteze s-a lubrifiat suficient de bine, motorul la fel. Deci nu pot apărea probleme. Într-adevăr, sunt mulți care consideră că dacă țin motorul pornit un sfert de oră, mașina sau viața motorului și a mașinii în general va fi extrem de lungă, dar lucrul ăsta nu e nici pe departe de vreo. Anvelopele de iarnă trebuie alese și ele cu grijă. Cele mai ieftine aduc și pericolele cele mai mari. Trebuie să avem anvelopele de iarnă. Nu niște anvelope reșapate, nu niște anvelope cu nume îndoielnic, nu cele cumpărate de la supermarket cu 2 lei, pentru că ele nu-și vor face treaba, ci vor fi bune doar în fața poliției, pentru că ei vor citi M plus S, vor spune, da, sunt ok, dar în momentul în care vom vrea să evităm un eventual accident, un pieton, un obstacol, nu știu ce, acele anvelope nu-și vor face treaba. De aceea încurajez să folosim niște anvelope de calitate, făcute, produse de un brand consacrat, pentru că știm, în felul ăsta avem garanția că în spatele acelor anvelope se află mii și mii de ore de cercetare. Iar o mașină, oricât de puternic ar fi ea și orice fel de transmisie ar avea, se sprijină pe dimensiunea a 4 palme, exact așa cum îți arăt. Sunt 4 palme, este singurul contact al mașinii cu solul. Imaginează-ți că suntem de 4 ori așa. Mașina nu contează cât e de mare, cât e de mică, cât de frumoasă, cât de urâtă, cât de puternică sau slabă, ea tot pe 4 palme stă pe carosabil. Dacă alea 4 palme, cum le spunem noi, piesele negre, nu sunt de calitate, mașina nu va putea nici să frâneze, nici să vireze și nici să accelereze eficient. Cazul tipic, dimineață cu ninsoare în București sau în orice alt oraș mai mare din țară. Evident, mulți șoferi folosesc aplicația Waze. Waze-ul te îndrumă către străduțele mai puțin dezăpezite și mașina derapează. Principiul defensive driving-ului este să nu ajungi ca mașina să derapeze. Principial, întotdeauna trebuie să contrabrachezi, adică să virezi exact în sensul în care mașina derapează. Concret, dacă mașina, spatele mașinii se îndreaptă către partea dreaptă, volanul se duce către partea dreaptă. A fost să fac o demonstrație simplă, imaginară. Gândește-te că avem un fir cu plumb. Da? Dacă îi dau drumul pendulului, el va merge. Da? În momentul în care mă duc către pendul, pendularea se va opri. Dacă mă voi duce opus, pendularea se va amplifica. Așa este și la mașină. Dacă mașina glisează către partea stângă, vom vira și noi către partea stângă pentru a-i diminua mașinii, îi vom diminua derapajul. Dacă vom vira către dreapta, așa cum ți-am arătat, vom amplifica acest derapaj, mașina va pleca și mai tare.
Cum poate fi controlată o mașină atunci când derapează? Prin exercițiu. Aceasta este recomandarea pilotului Alexandru Filip. Încurajez pe absolut toată lumea, pe cât posibil, pe un teren viran, nu știu, pe un câmp, într-o curte de întreprindere dezafectată sau pe un circuit, cum avem, de exemplu, în jurul Bucureștiului, la Crevedia sau la Adâncata, să încercăm derapajul mașinii, o frânare la limită, astfel încât în momentul în care avem parte de un mic derapaj, să existe deja experiența unui derapaj și a felului în care ieșim din acel bucluc. Dacă se întâmplă pentru prima oară în trafic, normal că ne speriem, lucrurile pot scăpa de sub control chiar și la viteze mici. Și atunci, repet, asta este ceea ce recomand, să se facă o astfel de, să zicem, pre-experiența unui derapaj, dar exclus, și vreau să fiu bineînțeles, nu în curtea supermarketului, nu aici în piața Constituției, cum vedem la știri tot felul de băieți care vin seara și ne arată lucruri mai puțin frumoase. Pe un drum cu zăpadă, urmele negre formate reprezintă de cele mai multe ori o adevărată capcană. În niciun caz nu vom merge pe acele linii pentru că riscăm să dăm de black ice, cum o numim noi. Acele linii negre pot reprezenta o iluzie, poate fi într-adevăr asfalt uscat, dar în egală măsură poate fi gheață pe care să nu o sesizăm, iar în momentul în care vrem să virăm sau să frânăm, mașina să nu reacționeze precum ne așteptăm noi. Și atunci, având o mașină echipată corect, cu anvelope de iarnă, trebuie să mergem pe cât posibil și cât mai mult pe partea acoperită cu zăpadă, pentru că anvelopele de iarnă sunt mult mai eficiente pe zăpadă decât, evident, pe gheață. Facem multe greșeli pe timp de iarnă, începând de la combustibil până la lichidul de parbriz. Cel mai bun lichid de parbriz e ăla care nu îngheață iarna, bineînțeles. Am văzut și aici diferite improvizații cu spirit combinat cu apă, care nu dă roade. Un alt aspect este nivelul de combustibil pe care îl avem. Eu am stat acum vreo 5 ani, 16 ore între Buzău și Nizil. Și faptul că am avut un rezervor aproape de plin m-a salvat, pentru că altfel aș fi înghețat ca un șoricel în mașină. În plus, e important când plecăm la drum, pe lângă faptul că ne informăm dacă drumul e închis, e deschis, cum e, acoperit sau nu cu zăpadă, trebuie să avem măcar niște provizii. Să nu rămânem înzăpeziți, să nu avem deloc apă, să nu avem deloc mâncare, măcar pentru confortul psihic, chiar dacă noi putem funcționa câteva zile bune fără hrană. Trebuie musai măcar să avem o sticlă goală pe care o umplem cu zăpadă, o topim și bem zăpada respectivă. Lucru pe care, mă rog, îl putem vedea pe diferite canale, Discovery și așa mai departe. Atunci când curățăm o mașină, nu trebuie lăsată zăpadă pe plafon. Oricând pot apărea probleme. Mașina cu căciulă, așa cum o denumesc eu, sau cu fes, este mașina care transportă zăpadă din vari motive. Ori șoferul nu pune prea multă, nu pune mult preț pe siguranța rutieră sau pur și simplu este suficient de leneș să-și dea jos zăpada de pe mașină. Există un mare risc, și anume, cum este acum o temperatură pozitivă, zăpada rămasă pe plafon, atunci când frânăm la semafor sau o frânare de urgență, putem risca să avem pe parbriz întreaga cantitate de zăpadă. Este ca și cum ar fi o mini-avalanșă, iar ștergătoarele nu vor face niciodată față unei asemenea flux de zăpadă și pentru câteva secunde vom conduce cu ochii închiși, ceea ce nu ne dorim, pentru că în momentul ăla se poate întâmpla orice.